Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Accidentul s-a produs noaptea trecută în apropiere de localitatea Iurgeni, raionul din Sporeni. Oamenii legii au stabilit preliminar că un camion DAF condus de un bărbat de 38 de ani, efectuând o manevră de depășire neregulamentară, s-a ciocnit frontal cu un microbus care venea din Italia și care tracta o remorcă pe care se afla un Mercedes. În urma impactului, conducătorul microbuzului, un bărbat de 42 de ani, dar și pasagerul acestuia în vârstă de 40 de ani, au decedat pe loc. Un alt pasager cu vârsta de 39 de ani a fost transportat la Spitalul Raional Nisporeni cu diverse traumatisme. Șoferul camionului nu a avut de suferit. A fost nevoie și de intervenția salvatorilor pentru descarcerare. Pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare la fața locului au intervenit 3 echipaje de salvatori. Ajunși, aceștia au deblocat din fiarele microbusului cadavrul șoferului. Cauza și circumstanțele accidentului rutier urmează a fi stabilite de organele de drept. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 26 situații de risc. Pe cazul dat a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Deși la ședința operativă a primăriei din această dimineață erau planificați mai mulți raporturi la subiectele ce țin de capitală, primarul Ion Ceban și-a dedicat-o lui și a vorbit doar el timp de jumătate de oră. Nu a ezitat să-și laudă proiectele implementate de primăria Chișinău, iar apoi a adus critici la adresa presei și a arătat supărat că mass media, care nu a reflectat forumul economic desfășurat recent de municipalitate. Ceban a comentat și o solicitare transmisă de TV8 acum 2 săptămâni în adresa autorității locale, care a cerut să afle din ce bani primarul participă la tot felul de evenimente peste hotarele țării. Foarte des, aceeași mass media super independentă, liberă și nu se lipe de nimeni, ne tot întreabă de diferite lucruri. Unele mai strane ca altele, sigur că o să răspundem la aceste întrebări. Ultimele au venit, de exemplu, cât bani cătuim pe una sau alta deplasări de serviciu. De fapt, primarul Ion Ceban s-a referit la o solicitare expediată de TV8 acum 2 săptămâni în adresa primăriei Chișinău. Atunci am cerut responsabililor să ne spună ce cheltuieli a suportat instituția pentru toate deplasările primarului general și a echipei lui peste hotarele țării, inclusiv cele la festivaluri. Deși nu am primit deocamdată un răspuns în scris, Ion Ceban a decis să comenteze subiectul la ședința operativă a primăriei din această dimineață. Primarul a fost din contul alocațiilor părții primitoare pentru la invitații. De exemplu, cum sunt cele de la Qatar, cum sunt cele de la Strasbourg. Iată, am astăzi o deplasare la un comitet înalt a Națiunilor Unite, unde vom vorbi despre mai multe subiecte importante la San Marino, tot ei achită. Ion Ceban nu a oferit cifre exacte, motivând că datele ne vor fi trimise ulterior. Nici purtătorul de cuvânt al primăriei, Vasile Chirilescu, nu ne-a răspuns deocamdată. În schimb, Ceban a vorbit în cifre despre deplasările peste hotarea celor de la autoritatea centrală. În total am numărat peste vreo 20 de milioane de lei deplasări fără președinție. Vă rog, atunci când vom publica ale primăriei, să le publicați și pe cele a președinție. În ultimele luni, primarul s-a lăudat mai des cu deplasările peste hotare și participările la multe festivaluri. La mijlocul lunii septembrie, Ion Ceban a avut o întrevedere cu mai mulți oficiali din Qatar, iar mai devreme a participat la festivalul Zilele Chișinăului organizate la Piatra Neamț, Alba Iulia și alte localități din România. Un bărbat a fost trimis pe banca acuzațiilor după ce a lăsat o femeie fără apartamentul din centrul Chișinăului. Potrivit procurorilor, în 2004, acesta a intrat prin înșelăciune în posesia locuinței evaluate la peste 600.000 de lei, pe care ulterior a vândut-o. Schema ar fi fost implementată în câteva etape. Inițial, bărbatul a închiriat apartamentul. Peste o lună, i-a promis proprietarei că îi va plăti studiile fiicilor în Anglia. Le-a cerut un set de acte, inclusiv procura pentru gestionarea și înstrăinarea apartamentului, pe numele proprietarei. Ulterior, aceasta a perfectat pe numele femeii un buletin de identitate fals, cu ajutorul căreia a efectuat alte tranzacții și a vândut apartamentul lui, după care l-a revândut alte persoane, de la care ar fi primit peste 380.000 de lei.
dacă nu era reținut de poliție. Reținerea a avut loc după ce cel de-al doilea cumpărător a contactat pe cineva din vecinii apartamentului spre vânzare, care le-au spus că de fapt proprietarul este o doamnă. Bărbatul nu este la prima abatere de la lege. Anterior, acesta a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Pe parcursul a 18 ani s-a eschivat de la pedeapsă. Anunțat în căutare la Chișinău, acesta locuia în Ucraina, unde avea acte de identitate false. Dacă îi se va demonstra vinovăția, acesta riscă până la 15 ani de închisoare. De asemenea, bărbatul urmează să fie judecat și pentru obținerea și folosirea ilegală a actelor oficiale false. Dacă Putin lansează un atac nuclear în Ucraina, SUA și aliații săi vor distruge trupele și echipamentele Rusiei în Ucraina și ar scufunda flota rusă în Marea Neagră. Dezvăluirea a fost făcută de fostul director al CIA, David Petraeus. Potrivit acestuia, Occidentul trebuie să ia în serios amenințările nucleare ale Moscovei, mai ales că liderul rus este acum disperat, iar în realitate, pe câmpul de luptă, ireversibilă. I mean, just to give you a hypothetical, we would respond by leading a NATO, a collective effort, that would take out every Russian conventional force that we can see and identify on the battlefield in Ukraine and also in Crimea and every ship on the, in the Black Sea. Astfel, generalul american în retragere susține că Occidentul trebuie să ia în serios amenințările nucleare ale Moscovei, amintind că și consilierul american pentru securitatea națională a avertizat Rusia că o asemenea decizie ar genera consecințe catastrofale. Fostul șef al CIA este convins că un atac nuclear ar genera radiații ce ar ajunge probabil și în țările NATO din apropiere, iar asta ar putea fi considerat un atac asupra alianței. David Petraeus s-a referit și la conflictul energetic dintre Rusia și Europa, spunând că este clar că Vladimir Putin vrea ca țările europene să sufere din cauza că după invazia rusă în Ucraina, acestea încearcă să izoleze Moscova. Potrivit fostului director al CIA, Europa va avea o iarnă grea din cauza fluxului foarte redus de gaze naturale, dar va depăși problemele și nu va renunța la sprijinul acordat Ucrainei. Asta în timp ce situația Rusiei pe câmpul de luptă e tot mai disperată și ireversibilă. Florida este de nerecunoscut după trecerea devastatorului uragan Ian. Salvatorii continuă să caute supraviețuitori printre ruine, dar găsesc tot mai multe cadavre, scrie CNN. Numărul morților a depășit 80, sute de mii de case și companii continuă să stea încă în beznă. Ian, una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit zilele trecute Statele Unite, a distrus cartiere întregi, linii de înaltă tensiune și poduri. Vânturile puternice și ploile abundente au inundat mai multe cartiere, iar de atunci echipele de salvatori continuă să caute victime. Zone întregi din Florida sunt acum de nerecunoscut. Peste 1000 de persoane au fost salvate din zonele inundate. Pe măsură ce căutarea supraviețuitorilor continuă, salvatorii găsesc însă și mai multe cadavre. Oficialii spun că uraganul Ian a ucis cel puțin 80 de persoane în Florida și alte 4 în California de Nord. Circa 700.000 de case și companii din Florida încă nu au curent electric. În multe locuințe încă nu există apă potabilă la robinet, iar autoritățile au transmis sute de recomandări ca apa să fie fiartă înainte de a fi consumată. În Iran continuă protestele violente, iar noaptea trecută manifestanții au fost dispersați cu focuri de armă. S-a întâmplat după ce un oficial de rang înalt de la Teheran a cerut forțelor de securitate să trateze dur protestatarii. Ieri au avut loc demonstrații la numeroase universități și în mai multe orașe din Iran. Forțele de ordine iraniene s-au ciocnit cu studenții care protestau inclusiv la Universitatea Sharif din capitala Teheran. Mai multe videoclipuri au apărut în mediul online cu polițiști trăgând cu gaze lacrimogene pentru a-i scoate pe studenți din campusuri. Până acum, în proteste au murit 133 de persoane. Potrivit grupului umanitar Iran Human Rights, protestele au început după ce o tânără a fost arestată pentru că purta hijabul prea lejer. Ea a murit 3 zile mai târziu la spital după ce a intrat în comă.
Prețul chiriilor a explodat în Chișinău. Agenții imobiliari afirmă că apartamentele pentru închiriere, pe cât de greu sunt de găsit, pe atât s-au și scumpit. Mai exact, aproximativ cu 50%. Principala cauză ar fi începerea noului an școlar, dar și pentru că a crescut numărul chiriașilor străini, care solicită o locuință pentru câteva zile și din această cauză sunt nevoiți să plătească mai mult. Studenții cu care am discutat ne-au spus că unii proprietari le-au explicat că, de rând cu toate, creșterile a decis să majoreze și ei. În luna august-septembrie avem o creștere din motivul că studenții au început să revină la studii. Asta și-a creat o solicitare mai mare. Am văzut în piață o tendință de solicitare a chiriilor pe termen scurt, o lună, două, ceea ce a forțat și a impus proprietarii ca să majoreze prețurile. Astfel, agenții de vânzări spun că prețul pentru chirii s-a majorat în medie cu 50%. Dacă în 2021 un apartament cu o cameră chiria era de la 150-300 euro, acum începem 250-350. Apartamentul cu 3 camere anul trecut era 300-350-400 maximal, acum ne ducem în 600-700. Prețul chiriilor a luat o razna pentru că cererea practic s-a dublat în ultimile zile, mai ales că avem și mulți studenți din străinătate, ne spune un alt agent de vânzări. Septembrie, luna chiriilor, vin mulți studenți, respectiv se vin multe persoane din odihnă, se aglomerează piața chiriilor, crește cererea plus 100% față de vară, adică vin mulți studenți din străinătate care tot pun o presiune pe piața chiriilor. Ar fi dublu cumva, nu știu. Da. Această tânără, care locuiește într-un apartament închiriat de ceva vreme, susține că proprietarul a decis să-i mărească plata. Motivul, scumpirea în lanța produselor. Plătile 170, dar nam сейчас подняли квартплату. Когда подняли? В прошлом месяце. А почему сказали? Все дорожает. Сколько вы платите за месяц? 200 евро. Вот зима и как бы коммунальные очень дорогие. Понятия не имею, что будем делать. Iar acest tânăr ne-a povestit că a reușit să găsească un apartament mai ieftin pentru că l-ar fi ajutat un prieten. Нет, в основном дороже все, это так. Еще нормальная цена 240, и это через знакомых. А так цена больше. Две комнаты вы сказали, да? Да. 350 евро, но это довольно дорогая квартира. Коммунальные, да, дорогие. Становится дороже, конечно, с каждым месяцем. Не знаю, сколько это еще будет продолжаться, но... Надеюсь, недолго. Agenții de vânzări susțin că și în următoarele luni prețul la chirii se va menține la cote ridicate, atât timp cât există cerere mare. Moldova îmbătrânește tot mai mult, fenomen de altfel cunoscut de mult la noi în țară. Se adâncește de la an la an. Realitatea tristă este reflectată clar în cifrele publicate de Biroul Național de Statistică. Astfel, peste 22% din populație o constituie persoanele în vârstă. Se întâmplă din cauza că tinerii pleacă în continuare și într-un număr tot mai mare în străinătate, ademeniți de oferta unei vieți mai bune, lăsând în urmă părinți văduviți de fericire și de îngrijirea lor. Молодые уехали, а мы остались. Молодежи очень много за границей. А мы остались. Поэтому, в общем-то, получается, что нас много. Este cauza principală a procesului de îmbătrânire accelerată a populației la noi în țară. Un lucru știut, de altfel, devine tot mai îngrijorător. Tinerii continuă să plece într-un număr extrem de mare, așa că cei care vin pe lume sunt tot mai puțini. Toți tinerii sunt plecați pe cercetare. Eu cred că așa. Dar pe dumneavoastră, ce vă motivează să rămâneți aici, acasă? Eu nu sunt rămasă. Eu am venit pe câteva zile și mă întorc înapoi în Germania. De ce? Pentru că acolo e mai bine trăit. Молодым... Здесь не дает возможность показать себя. Нет научных учреждений, негде работать. В общем, поэтому они просто ищут там, где лучше. Realitatea sumbră este creionată și în cifrele prezentate de Biroul Național de Statistică, publicate cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor, care se marchează astăzi. Astfel, la începutul anului, coeficientul de îmbătrânire a populației a constituit 22,8%, adică cam cu 3% mai mult decât, de exemplu, în 2018. Potrivit Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova, la începutul anului 2022, au fost înregistrate 593.000 de persoane cu vârsta de 60 de ani și mai mult.
Forțele ucrainene înaintează spre teritoriile anexate din estul țării și au preluat controlul asupra orașului Liman, un oraș cheie pentru armata rusă. Alte două așezări din regiunea Herson au fost recucerite, a anunțat președintele ucrainean Vladimir Zelensky. Între timp, liderii a 9 țări NATO au emis o declarație comună prin care sprijină aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică, în contextul în care, acum câteva zile, autoritățile de la Kiev au depus cerere de aderare la organizație. Президент України, головнокомандуючий Збройних сил України, місто Лиман звільнено від російсько-фашистських загарбників, доповідає командир 1-го механізованого батальйону. Командир 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава! Ieri armata ucraineană a preluat controlul asupra orașului Liman, oraș cheie care se află pe teritoriul regiunii Donetsk, continuând să avanseze către teritoriile anexate de Rusia. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată că acolo s-au dus lupte crâncene. Mulți dintre militarii ruși au fost doborâți de gloanțe, iar alții au fugit lăsând în urma lor tehnica și munițiile. Dă-vezi tu da, bai ce-o tam mașini? Ce-o tam mașini? Склад БК в машині. Бачу. Якщо все перенадивилися, давай проїжджай акуратно, короче. А, от Ванька лежить. Оце Ванька лежить. Воно Ванька сидить. А, оцю колону вони роз**ли, наші пацани. Într-o scurtă înregistrare video publicată ieri pe canalul său de Telegram, liderul de la Kiev a anunțat că orașul Liman a fost eliberat de sub ocupație, fără a oferi alte detalii. Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні! De altfel, armata ucraineană avansează nu doar în regiunea Kharkov și în estul țării. Alte două mici așezări din regiunea Herson au fost recucerite și au revenit sub controlul autorităților de la Kiev. Potrivit experților de la Institutul pentru Studiul Războiului, timp de o lună a fost eliberată toată regiunea Kharkov și au ajuns deja în Donetsk. Între timp, nouă lideri de țări NATO din Europa Centrală și de Est au semnat o declarație comună prin care susțin aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Declarația a fost publicată pe site-ul oficial al președintelui polonez Andrzej Duda, iar printre semnatari se numără președinții Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Macedoniei de Nord, Muntenegrul, Poloniei, Slovaciei și României. În declarație este menționat că liderii acestor țări, care reprezintă aproape o treime din membrii NATO, au vizitat Kievul în timpul războiului și au fost martori cu ochii lor la efectele agresiunii ruse. Se întâmplă în contextul în care acum câteva zile Ucraina a depus cerere de aderare la NATO, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a semnat decretele privind alepirea la Rusia a teritoriilor ocupate din estul Ucrainei, Donetsk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Următorul buletin de știri în limba rusă începe la ora 14:45. Să aveți o zi cât mai reușită!